venit cu fără. Eu nu s-am așteptat să-i spun și pe colegului Filos. Vă mulțumesc în primul rând pentru această participare și deschiderea pe care ați avut-o pentru propunerea noastră de a aduce în mijlocul publicului o personalitate marcant, zic eu. Pentru mine a fost o provocare publicarea acestei acestui volum, care, așa cum am, comunicat public, face parte dintr-o colecție. Doctorul Richard Constantinescu a venit cu această propunere acum ceva timp și trebuie să recunosc că pentru mine informațiile la momentul respectiv nu erau, să spun așa, de cea mai bună calitate în ceea ce privește personalitatea lui Grigorete Popa. Cu alte cuvinte, este un alt exemplu de savant român dat uitării pe nedrept, așa cum se întâmplă și cu alte personalități. De aceea am îmbrățișat cu mult entuziasm și am încercat să fac tot ce mi-a stat în putință pentru a glorifica cumva portretul lui Grigorete Popa. Mi se pare că ne aflăm într-o situație în care ar trebui ca acești oameni să-i scoatem cât mai mult la lumină, pentru că în societatea actuală avem nevoie de aceste exemple. Sper ca până la sfârșitul anului să vorbim deja de al doilea volum în această colecție. Și în momentul acesta aș încerca să mă rezum doar la atât, pentru că consider că invitații noștri vor reuși să facă această schiță de portret și mărturiile dușilor sunt mult mai importante. Vă mulțumesc, îi dau cuvântul editorului și îngrijitorului acestei colecții, dr. Richard Constantinescu. Bună seara! Voi spune la început două, trei cuvinte. Nu știu dacă Daniel are în plan să spun asta, dar ne aflăm într-un spațiu legat cumva de locul noi, sau cel puțin, însă cred că respectul de la masa asta avem sânge din Moldova, ci vorbim despre o carte a unui moldovean venit la București și care scrie despre Statele Unite. Ne-am gândit, și mulțumesc lui Ionuț, dintr-un început, pentru că a acceptat să inițiem această colecție Grigorete Popa. El spunea că i-ar plăcea să vorbim, mie mi-ar plăcea să avem în fapt cartea volumul al doilea. Domnul paleologul m-a întrebat care va fi următorul titlu. Consider că cel de-al doilea titlu pe care încercăm să-l publicăm anul acesta va fi Spectatorii Istoriei, o colecție de texte ale lui semnate de Grigorete Popa din revista pe care a inițiat-o și condus-o în Semnări Eșene, perioada 1936-40 la Iași, completate cu alte texte din publicații naționale. Și vreau să menționez la început că în perioada ieșeană, Grigorete Popa a scris aproape zilnic și erau foarte multe publicații din Iași și din capitală și chiar din alte zone ale țării, care îi solicitau texte. Chiar dacă era anatomist, descoperitor, și îl las pe domnul paleologul care a inventat un termen foarte frumos, descoperitor al sistemului cort hipotalamo-hipofizar și cu alte descoperiri importante în neuroanatomie și nu numai, era un scriitor. A scris și a debutat în perioada cât a fost elev de liceu, traducând o carte a unui elev, dar unui Haeckel, și manuscrisul, din păcate, Universitatea de Medicină și Farmacie l-a rătăcit pe la gunoi și a reușit doar să salvez două, trei file. Deci 1000 de pagini scrise, tradusă din limba
germana de Grigore de Popa. Deci a început cu un act de smerenie cu o traducere în perioada cât era elev în clasa a noua, scriindu-i unui profesor din Germania, care i-a și răspuns. Și permanent, poate că această deschidere pe care a avut-o Grigore de Popa în relația cu profesorii din alte spații care i-au răspuns, l-au făcut și pe el mult mai deschis cu studenții. Și foarte multe pasaje din aceste rânduri din cartea aceasta, în foarte multe texte, vorbește despre simplitatea pe care o au oamenii mari. Și azi am făcut un interviu cu cineva și m-a amuzat o expresie vis-a-vis de doctorii care au foarte mare importanță și a caracterizat că sunt biscuiți gonflați. Ei, Grigore de Popa permanent era invitat în străinătate, ținea cursuri în Anglia, a predat în multe țări din străinătate, dar și-a păstrat modestia. Foarte mulți dintre studenții săi care au lăsat mărturii în cărți sau în diverse însemnări, vorbesc despre faptul că era un profesor foarte sever la examene, și fac o paranteză, în perioada când studenții făceau anatomia cu Grigore de Popa, din pricina severității sale, dar o severitate normală, mulți nu puteau trece examenul la Grigore de Popa și se mutau în Italia sau în Franța să facă primii 2 ani de facultate de medicină și reveneau în anul 3. Dar, într-un film pe care l-a făcut cu televiziunea română, Anatomia unui caracter, unul din profesorii de la Iași, Mircea Rusu, care a fost student, face o declarație, o mărturisire, care am regăsit-o în multe din cărțile în care se face referire la Grigore de Popa, faptul că studenții, chiar dacă picau, ieșeau convinși că a fost vina lor și nu că profesorul ar fi avut ceva cu ei. În perioada cât au fost mai multe perioade. El a lucrat sub oblăduirea profesorului Francis Rainer la Iași. După aceea, când profesorul Rainer a venit la București, șef al Catedrei de Anatomie, a venit aici și Grigore de Popa, a avut o perioadă pe care el o descrie când a revenit în București și a spus așa, în București am cunoscut îndoiala și marea mizerie. A fost șocat de ce a întâlnit aici, s-a adaptat foarte greu, chiar a avut la un moment dat tendința să revină, să-și lase învățământul și să se ducă la Șurănești, medic de țară. Dar numai soția sa a fost aceea care l-a îmbărbătat și a fost alături. Și a stat aici o perioadă, a plecat ulterior în Statele Unite, unde a stat un an și vorbitorii vor discuta despre jurnalul acesta. Ulterior a devenit profesor la Facultatea de Medicină din Iași, a fost director al Institutului de Anatomie, prorector al Universității Mihăilene, sau cum s-a numit Alexandru Ioan Cuza, director al societății, președinte al Societății de Medici Naturaliști, președinte al Corpului Didactic, a fost permanent un lider încă din studenție, când a condus mișcările studențești naționale, și până când a ajuns decan la Facultatea de Medicină din București, el a ocupat funcții de conducere, a fost numit și permanent în fiecare loc în care a predat, în care a fost în diversele funcții pe care le-a ocupat, a transformat. Am scris un text despre liderul transformațional care a fost Grigore de Popa. Dar mai mult aici, și se va vedea din această carte, el a scris și a vorbit despre om. Era foarte apropiat de studenți. Severitatea despre care menționam se transforma în afara orelor în faptul că mergea cu studenții în excursii, juca chiar leapșa și multe din studente, pentru că era și aici pe coperta 4 a volumului, am pus un text care, doamnelor, poate le va face plăcere. Paul Cortez, notar, 1990,
Igore de Popa era un bărbat frumos, fel, distins, mi se părea că ar putea concura cu oricare din, orice, din cei mai fermecători artiști ai Hollywood-ului. Multe din studente erau îndrăgostite de Grigore de Popa și, ca să puțin mai destindem atmosfera, când conduceam Muzeul de Istoria Medicinei din Iași, au venit și aveam un centru fotografia lui Grigore de Popa. Au venit două doamne din spațiul nord-european și, la un moment dat, am văzut că se agitau să facă fotografii. Și s-au făcut pe ambele fotografii cu tablonul lui Grigore de Popa și când le-am întrebat de ce, mi-au spus așa, să vadă și soții noștri un bărbat adevărat. Și verticalitatea sa a fost recunoscută, nu s-a abătut nici în stânga, nici în dreapta. Am consultat documentele care au fost publicate de diverse persoane până la identificarea dosarului din arhiva CNSAS, inclusiv urmăritorii de la securitate l-au caracterizat și n-au găsit ceva care să-i fi, să, cum se spune atunci, o pată care să-i fi afectat cu imaginea. Chiar, și vorbeam cu Ionuț în momentul când a organizat un anume eveniment cu ambasada Poloniei, în anul 39, mulți din refugiații polonezi au fost ajutați de Grigore de Popa. În perioada tulburărilor studențești de la Iași, când studenții evrei erau cumva traumatizați sau cumva bruscați de anumite forțe, i-a salvat. N-a luat partea nici celor de extremă dreapta, nici celor de extremă stânga. Când Iuliu Maniu îi făcea curte să ajungă să numească ministrul al învățământului și să fie membru în PNCCD, a refuzat. Un amănunt este pe care mi l-a spus fiica sa la Iași, că a fost numit ministrul învățământului și a rezistat în acel ministeriat pentru că erau tulburările anilor de după anii 45, un sfert de oră, lucru pe care l-am putut verifica în documente. În perioada a doua bucureșteană, din 1944, când a fost profesor de anatomie la București, respectiv director al Institutului de Anatomie, mi-aș dori ca, împreună cu conducerea universității, cu editura Filos, să putem pune o placă în spatele institutului, în spatele Facultății de Medicină, pe clădirea sau în locul unde a stat Grigore de Popa, pentru că cred că este necesar ca studenții sau cei care trec pe acolo să vadă locul în care a stat, exact cum spune profesorul Zeletin, cel care reprezintă spiritul jertfelnic în medicina românească, pentru că e unul din reperele morale la care trebuie să privim, chiar dacă e un personaj din trecut, trebuie să privim și acum, pentru că, din păcate, multe din personalități, personajele actuale, nu ne oferă acea verticalitate pe care ne oferă Grigore de Popa. Și-a încheiat, cumva, viața prin cunoscuta conferință pe care a ținut-o la Ateneu și permanent când merg la Ateneu Român și acum câteva zile când am mers acolo, mi-închipuiam ce o fi fost în anul 1947, la 15 aprilie, când Grigore de Popa ținea conferința Morala creștină și timpurile actuale, dacă mai este posibilă astăzi, credința în Iisus Hristos. În vremurile în care, deci era 1947, sala plină cu tot felul de personaje, personalități ale vremii, megafoane în afara Ateneului, foarte mulți studenți, pentru că era foarte iubit de studenți, și el rostea niște cuvinte care poate
niciun teolog la acea vreme nu ar fi avut curajul să le rostească cu sovietici în sală, cu oameni cu arme care erau infiltrați la acea conferință. Și concluzia acelei conferințe, conferință susținută, trebuie să ținem, să reținem, de un om de știință, un anatomist care începuse și începuse activitatea prin a traduce o carte de evoluționism, care cunoscuse spații diverse, lecturi diverse și care rostea la finalul acestei conferințe, concluzia acestei conferințe, a fost așa. Mai multă știință, dar mai multă morală creștină. Timp în care, moment în care, ce a urmat după aceea, mulți dintre dumneavoastră știți, l-au înconjurat, urma să fie arestat. Mă bucur că sunt aici membri din familia Savantului Grigore de Popa și sunt onorat de acest lucru. Într-o relatare a părintelui Gheorghe Calciu Dumitrasa, care a fost student, privind această arestare a securității a lui Grigore de Popa, auziseră studenții, îți povestește părintele Calciu, că va fi profesorul lor, urmează să fie arestat. În amfiteatrele de la anatomie au înghețat studenții, au înlemnit când au auzit că profesorul lor va fi arestat. Și se spune că în acea tensiune, una dintre studenții, studentii a scăpat bisturiu și s-a zgomotul i-a speriat pe toți. Studenții în calate albe cu bisturie, se spune că au venit să-l apere pe profesor. Profesorul a stat foarte multă vreme undeva ascuns. Destinul său s-a încheiat în mod tragic la 56 de ani. A putut vedea fotografiile dinainte de conferința de la Ateneu, din 1947, un bărbat frumos, în alt fel. Și ce fotografie cu soția sa, Florica Popa, la câteva, poate la câteva zile înainte de trecerea în eternitate, încât arăta, fusese bolnav. S-a întâmplat ceva în perioada cât a fost în ascunzătoare, Dumnezeu știe. Important este, și am menționat și în studiu introductiv la această carte, nu vârsta cât a trăit, ci opera și mai ales modelul pe care îl lasă, modelul etic pe care îl lasă Grigore de Popa, care transcende și religiile, și eu știu alte spații. Ce mi-aș dori ca prin acest volum să descoperiți un Grigore de Popa de tinerețe, în anii când a fost în Statele Unite. Mai sunt texte din perioada ieșeană și bucureșteană, inclusiv o conferință radio. Dar, că sunt prea serios, vreau să vedeți că în aceste texte sunt foarte multe pasaje în care râdeți copios, într-o înregistrare, într-o lectură publică pe care am făcut-o la librăria, la centrul Avutul, la spațiul care le deține și Ionuț. Am citit câteva pasaje din această carte, în special întâlnirea cu doi amici din spații diferite, și nu numai, și în multe din textele pe care le veți regăsi în acest volum al doilea despre care spuneam, Spectatorii Istoriei, veți găsi un umor, și am scris chiar în teza mea de doctorat, pentru că mi-am susținut o teză de doctorat, Grigore de Popa, scriitor și publicist, un capitol despre umorul lui Grigore de Popa. Oana Popa, strănepoata profesorului Popa, cred că îmi permite să spun chestia asta, că nu spuneai, când se uita Grigore de Popa la nepoți, înghețau toți. Dar în același timp, în scris și în alte
texte ale sale, în multe din textele ale sale, găsim un umor savuros. E un scriitor, Daniel Mazilu, prietenul meu, cu care am discutat din anul 2006, vreme îndelungată, pe textele lui Grigore de Popa, cunoaște multe din, din scrierile lui Grigore de Popa, dar acum că avem invitați de seamă, nu știu cum v-ați sfătuit să vorbiți, dar cred că domnul Paleolog. Mulțumesc. S-ar putea să vă întrebați ce caut aici. Și chiar astăzi, când am pus o mică notiță pe Facebook, anunțând că particip la acest eveniment, imediat a reacționat o persoană pe care nu o cunosc, spunând, a, da, mi-aduc aminte din studenție, am studiat despre cercetările lui Grigore de Popa legate de sistemul hipotalamo-hipofizar. La care eu am răspuns, da, habar nu am, vă dați seama, de sistemul hipotalamo-hipofizar și mi-e foarte, mi-e rău teamă să nu greșesc, să nu spun, Doamne ferește, sistemul hipopotamic sau ceva de genul ăsta. Asta și când l-am întrebat pe domnul Richard Constantinescu ce mai urmează, mă gândeam deja dacă voi mai fi în stare să vorbesc la următoarele lansări, dacă mă pot abona de pe acum sau nu. Pentru că evident, dacă ar fi vorba despre sistemul hipotalamo-hipofizar, nu aș fi în stare să vorbesc, dar din fericire, așa cum ne-a spus domnul Richard Constantinescu, Grigore de Popa, slavă Domnului, a scris multe lucruri inteligibile și pentru oameni ca mine. În orice caz, cartea asta merită citită atât ca o recuperare a unei personalități importante din perioada intervenică, unor care, așa cum ne-a spus domnul Constantinescu, este un model de curaj civic, de un model moral, fără îndoială. Deci nu numai acest motiv, ci și faptul că sunt foarte interesante observațiile lui despre societatea americană. Sunt puțini cei care, în perioada respectivă, au fost la studii în Statele Unite, mai e pentru Comarnescu. Numai că tocmai revelațiile recente despre Petru Comarnescu cam pun într-o lumină destul de problematică. Mă refer la cartea lui Lucian Voia despre Petru Comarnescu. Iată două destine radical diferite, chiar opuse, se poate spune. Deci sunt doi oameni importanți care în epocă dintre tineri intelectuali români au mers la studii în Statele Unite. Fiecare a scris câte ceva despre această experiență americană, iar observațiile lui Popa sunt observații care merg împotriva multor prejudecăți, în vigoare pe vremea aceea, dar și acum. Da? Și acum foarte multă lume are impresia că Statele Unite sunt o țară a materialismului și a lipsei de cultură, a un fel de univers despiritualizat, da? Să spunem așa. Pe când observațiile lui Grigore de Popa tocmai contrariul evidențiază, da? Cât de importantă este viața universitară americană. Pe mine cel mai mult m-au interesat notițele despre viața universitară americană, fiecare cu preocuparea lui. Remarcă tot așa importanța accesului la cultură în societatea americană. Da? De aminte, este spus un lucru, Grigore de Popa este admirativ față de Statele Unite, dar nu fără rezerve. Dar are și unele remarci amuzate, să le zic așa, de exemplu despre mania superlativelor în spiritul american și cât se poate de adevărat. Adică dacă citești o scrisoare de recomandare în stil american, totul este superlativ. Și
asta îmi amintește, trecând puțin de la unul la altă, amintește de ce mi-a povestit un mare profesor american, Stanley Rosen, pe care am avut șansa să-l cunosc, care fusese elevul lui Leo Strauss, faimosul profesor de filozofie politică. Leo Strauss, nefiind adaptat, să spunem așa, la această cultură a superlativului specifică Statelor Unite. Și îmi spunea Stanley Rosen că Leo Strauss i-a făcut o recomandare care suna așa. Dr. Stanley Rosen is able to teach political philosophy. Și asta era toată scrisoarea de recomandare, scrisă de un evreu german, dar cu totul diferită de superlativele care se pot întinde pe două, trei pagini, variind de la fabulous, la fantastic, fascinating, mesmerizing și așa mai departe. Da? Remarcă și Grigori de Popa această turnură a spiritului american. Deci nu este o admirație fără rezerve, cum e, de exemplu, admirația bunului meu prieten Sever Voinescu, da? Care, îmi imaginați ce stăm în fața, în spatele, adică în spatele nostru este acest Madame Bovary Semoa. Și eu spun lui Sever Voinescu, cu toată prietenia, că el e un fel de Madame Bovary al americanismului, da? Că mi-l imaginez în fiecare dimineață, uitându-se în oglindă când se arade și spunând ce păcat că nu sunt american. Sau, da? Cred că și el, vă rog, invitați și pe el să vorbească despre cartea asta. El probabil va vedea mai puțin aspectele astea pe care le-am relevat eu. Deci este o carte admirativă față de Statele Unite, dar nu fără niciun fel de rezervă și merge împotriva anumitor prejudecăți foarte tenace. Aceste prejudecăți sunt într-adevăr tenace și, după mine, păguboase. Există un anti-americanism, poate mai puțin în România. Dar în multe țări din Europa există un anti-americanism care ține de o nevoie de a se simți cumva superior, de a compensa o anumită pierdere, da? De importanță din partea Occidentului European. Da? Și un fel de nevoie de a se uita de sus la Statele Unite, lucru care nu prea e, după mine, justificat. Dar mi se pare așa că Grigore de Popa a găsit tonul just. Mă trebuie să vă mai mărturisesc că am avut o mare surpriză primind cartea aceasta de la Richard Constantinescu, și anume să dau de numele lui Dumitru Radu Popa. Nu făcusem legătura, nu picase fixa că e aceeași familie. Și pe Dumitru Radu Popa chiar l-am cunoscut bine când eram eu însumi în America. Am stat o scurtă vreme la New York, la New York University, unde de anumite Dumitru Radu Popa lucrează. Așa că cumva se închide o buclă, se poate spune, da? Că nepotul lui a făcut o foarte frumoasă carieră în Statele Unite și prefața lui e foarte interesantă, cu foarte multă afecțiune și căldură scrisă și totodată clarifiantă, să spun așa, pentru restul cărții. Am remarcat un lucru care de inima, mă rog, m-a și amuzat, i-am citit acum această serie de considerații, poate stârni un zâmbet, anume considerații legate de prohibiție. Grigore de Popa era atât de, cum să spun, șocat de alcoolismul compatrioților din județul Vaslui, asta spune el, încât îi se părea că prohibiția nu e o idee rea. Sigur, noi acum, cum toți am văzut filme cu prohibiția, mă gândesc, cred că ne uităm cu toții la Boardwalk Empire, de exemplu, sigur considerăm că prohibiția a fost o mare prostie. Dar trebuie văzut totuși și contextul, faptul că Grigore de Popa spune, da, ia uite, du-te într-un sat din Vaslui,
în zi de sărbătoare nu găsești pe nimeni treaz, da? Iar etica muncii suferă din cauza asta, da? Deci mai degrabă aș plasa, mă rog, în contextul acesta amuzant, să spunem, al unei exasperări față de bețivăneala autohtonă, da? Sigur că prohibiția n-a fost o idee prea inteligentă, din potrivă lucrurile au degenerat după cum cu toții. Da? Dar adică imaginez, da, marele savant care era Grigore Tepova exasperat de această bețivăneală generalizată în anumite cotloane ale Moldovei profunde, ca să spun așa. Spuneați mai devreme că Grigore Tepova e uitat sau nu unde a ajuns prezent în conștiința noastră. O fi adevărat la București, o fi adevărat, sigur că e adevărat în București, în multe locuri din țară, dar orice ieșan care se respecte știe cine e Grigore Tepova, chiar dacă n-a auzit niciodată de sistemul hipotalamo-hipofizar. Da? Pur și simplu pentru că numele lui este gravat pe una dintre cele mai mari și frumoase clădiri din Iași, anume Universitatea de Medicină. Mă rog, din păcate, unii dintre cei care i-au urmat la conducerea acestei instituții nu sunt la nivelul lui, din păcate, mă rog, asta ați văzut poate în presă, dar nu vreau să intru în discuțiile acestea, ci doar să relev faptul pentru un ieșan, pentru orice ieșan, Grigore Tepova este o referință majoră, da? Este una dintre celebritățile orașului, da? Și este nu numai atât, dar numele lui este numele uneia dintre cele mai prestigioase instituții, prestigioasă în pofida episoadelor la care mă refeream mai devreme, dar una dintre cele mai prestigioase instituții din Iași, da? Alături de Teatrul Național, de Universitatea Alexandru Ioan Cuza, da? UMF Grigore Tepova este una dintre marile instituții ieșene. Și aici aș mai vrea să fac o observație legată de intelectualitatea ieșană, pe care intelectualitatea ieșană de dinainte de război. Că probabil lucrurile s-au mai schimbat între timp, chiar dacă prietenilor lui ieșeni nu le convine adevărul ăsta, că nu mai e cum a fost pe vremuri, de fapt. Însă exista la intelectualitatea ieșană de odinioară o foarte mare deschidere intelectuală. Da? Și vedem în cazul lui Grigore Tepova că publica în reviste literare, era un om foarte informat, scria bine, lucrul ăsta e foarte important de relevat, are o frază plăcută, fără pretenții, fără artificii, da? O proză simplă, dar foarte plăcută la lectură, da? Ceea ce este un semn al unei educații literare de calitate. Da? Și este un om care era în dialog cu alți intelectuali din alte domenii, în special din Iași, dar din tot, oricum, din tot restul țării. Da? Mi se pare că e o figură, o personalitate reprezentativă pentru această deschidere intelectuală specifică elitei intelectuale ieșene de dinainte de război. Dar sigur că ceva mai există și acum, dar e după cum dar pentru tatăl meu era un simbol aproape, da? Spuneam, uite, Iașul s-a schimbat așa cum s-a schimbat strada Lăbușneanu. Acum era strada Lăbușneanu, nu știu dacă toată lumea cunoaște această stradă, ieșenii sigur o știu, da? Pentru tatăl meu, care în copilărie mergea mereu la Iași, pentru că bunicul lui era primarul Iașului,
Da? Pentru el, strada Alexandru Lăbușneanu era o splendoare. Da? Acum nu mai e așa. Sunt tot aceleași clădiri, dar totul e altfel. E, atmosfera e foarte diferită. E, cam așa, din păcate, este, sunt și alte aspecte ale vieții ieșene, dar tocmai Grigore Tehopa este un om care dă măsura adevăratului spirit ieșan. E bine că la București ne-am adunat, nu-mi dau seama câți, că nu am numărat cât suntem aici. E deja un lucru bun, dar sper ca la Iași să umplem amfiteatre, pentru că pentru ieșeni este o sursă majoră de inspirație. Da? Este ceea ce au mai frumos în trecutul lor. Da? Și este și o chestiune de mândrie locală, să readucă amintirea lui Grigore Tehopa în prezent. Vă spun, sigur, e un nume pe una dintre cele mai importante clădiri din oraș, dar acest nume trebuie umplut, da, cu scrierile lui, cu faptul că este viu în scrierile sale. Asta e foarte important, ca pe lângă numele de pe frontispiciul unei clădiri, să avem vitalitatea unui spirit plin de viață, de curiozitate intelectuală și de o mare calitate morală, așa cum cred Richard Constantinescu mi-a convins deja. De aminte, nu pot să omit un lucru, și anume că noi ne cunoaștem de la un curs de al meu de retorică. Deci este de când am dat o bară cu politica, îmi dau seama că și aici am fost bine plasat. Da, în fine. Așa am ajuns eu pe din afară în politică. Și de atunci mă ocup de cursuri, da? Predau. Ce să fac, asta știu eu mai bine să fac. Și predau, printre altele, retorică. Da? Și așa ne-am cunoscut. Domnul Constantinescu a venit la unul dintre cursurile astea și i-am dat ca exercițiu să pronunțe un elogiu. Da? Și ghiciți elogiul cui l-a făcut. Evident, elogiul lui Grigore Tehopa. Și a fost un elogiu care, exact așa cum recomandă Aristotel, pe lângă logos, avea foarte mult patos, da? Foarte multă emoție și i-a convins pe toți, da? Că Grigore Tehopa este un mare model, un model major, și țin minte că atunci ne-ați vorbit de conferința lui Grigore Tehopa de la Ateneu. Și, nu în ultimul rând, aș vrea să relev și să salut, da? Această pietate a lui Richard Constantinescu față de Grigore Tehopa este în sine un lucru care trebuie admirat. Da? Capacitatea de a admira este iar însăși admirabilă. Da? Dacă alți oameni ar face la fel față de alte mari figuri din trecutul nostru, mult mai bine ar fi. Da? Pentru că memoria este și ea o formă de igienă. De aminte, tema igienei e prezentă în reflecțiile lui Grigore Tehopa și dacă e să ne gândim la igienă spirituală, ceea ce face Richard Constantinescu cu această colecție este o formă de igienă spirituală. Vă mulțumesc mult! Doamnelor, domnilor, domnișoarelor, ați ascultat pe domnul Teodor Paleologu și ați înțeles că nu există doi ca el în această sală și în această lume. Din nefericire, în acest oraș există doi cu numele Daniel Mazur. Și din acest motiv va trebui să încep cu o scurtă, mă rog, mărturisire, un fel de captație, dar de identitate. Eu sunt Daniel Mazur, dar nu sunt Daniel Mazur, despre care crede lumea că e Daniel Mazur. În concluzie, am să spun care Daniel Mazur sunt eu, ca să fim elucidați de la început. Eu sunt Daniel Mazilu, din orașul Tecuci, județul Galați.
Celălalt Daniel Mazini este de vârsta mea, cu studiile mele, cam cu arătarea mea, dar nu chiar identic, și este aici în București. Este la o altă, mă rog, instituție, facultatea sau Universitatea Ecologică, mă rog, și de ce vă spun asta? Pentru că noi doi, purtând nume și prenume identice, beneficiem de aceleași aplauze orice am face unul sau altul. Dacă unul publică o carte, celălalt primește felicitări. Dacă unul ține un discurs rău, celălalt primește criticile pe internet și așa mai departe. Nu știu dacă e în sală, nu cred că a venit, dar vreau să rețineți că tot ce o să spun astăzi și e de criticat la adresa mea, Daniel Mazilu din Tecuci, nu la adresa lui Daniel Mazilu din Tecuci. Acesta este adevărul și vreau să vă spun că de-a lungul tinereții recente, ca să zic așa, a doua tinerețe, am avut ca în Shakespeare, ca în comedie, erorilor, de multe ori ocazia să fiu pus în situații comice, să vină nu știu cine la mine să-mi zică te așteaptă nu știu care, de fapt îl aștepta pe el și așa mai departe. Acum, făcând această scurtă captație, aș dori să spun că așa cum există doi de Teodor Paleologu, nu a existat doi de Alexandru Paleologu, pe care l-am ascultat prima dată în 1996 la Iași. Era prima mea ieșire ca student la o audiție a unui filozof, a unui mare scriitor, eram un an întâi la filozofie, am fost de-a dreptul captivat de acea seară în care alături de Sandra Solojan am discutat despre istoria contemporană, foarte multe lucruri frumoase. Nu-l cunoșteam ca părinte, îl cunoșteam ca filozof, ca scriitor. Mă bucur că ne-am întâlnit astăzi, că ne cunoaștem. Mulțumesc editurii Filos pentru că a făcut acest pas în Brăzneț, autorului, coordonatorului, pentru că a dus până la capăt un proiect. Și acum mă întreb de ce am fost eu invitat oare a doua oară aici, pentru că am mai lansat doar cartea asta, dar nu în București, în altă parte. Și dorind să-mi dau un răspuns, mi-am dat seama că Richard m-a chemat aici ca să-mi revizuiesc opiniile de la prima întâlnire, unde sigur am zis ceva nepotrivit. Dar stau și mă gândesc la care parte, sau la care parte a lansării se referă Richard. Pentru că acolo, la cealaltă lansare, am încercat să explic dacă Grigore de Popa era un savant la 33 de ani, dacă această carte este ce fel de carte? Este un jurnal? Este o însemnare? Mă rog, sunt nuanțe care sunt importante. Și eu am mai spus cam ce relevanță ar avea cartea pentru anii noștri. Ce încerc astăzi să fac, în scurtul timp rămas, este să ocolesc, ca să nu primesc iarăși critici, și cele spuse deja la anterioara lansare, și să încerc altceva. Acest altceva are de-a face cu încercarea de plasare a lui Grigore de Popa în epoca lui. Mi-am pus întrebarea dacă înainte de el a mai fost cineva în România care să scrie un asemenea text, un asemenea fel de text. Pentru că atunci când o să citiți cartea aceasta, o să aveți un șoc, la propriu. Și ca să vă dau un exemplu, când plecați de aici, încercați până acasă să faceți următorul exercițiu psihologic. Să fiți atenți la tot ce vedeți, absolut tot, și să încercați să rețineți totul, ca atunci când sunteți acasă să puneți într-un jurnal tot ce ați văzut. Știți ce se va întâmpla? O să vedeți că nu mai aveți interior. Veți fi atât de mult exteriorizați, veți fi atent la toate clădirile, la tot ce se mișcă. Pentru că așa face el în cartea asta. Este uluitor, deci numai Google Maps sau Google Earth sau eu știu ce sistem automatic acum putea scrie cum a scris el sau descrie cum a descris el. Și venind astăzi cu taxiul încoace, am încercat să fiu atent 3 secunde la ce vedeam. Dar am obosit. Am obosit, am zis prea mult. Și m-am pus iarăși întrebarea cum a reușit el un an de zile să strângă atâta informație, pentru că, pe lângă a descrie tot ce avem aici, lucra și la cabinetul, mă rog, de cercetare, făcea și muncă serioasă, nu doar descriere de jurnal. Vedeți, aceasta este o chestiune de, ca să zic așa, de metodă. Așadar, m-am întrebat dacă înainte de el a mai fost cineva în România care s-a făcut așa ceva. Un răspuns parțial ar fi că noi avem o ușoară, să zic așa, tradiție a însemnării. Spre exemplu, în România, prin anii 1880 și ceva, era un domn la Iași, care se numea Titu Maiorescu, care însemna
orice trăire, orice stare, până și temperatura. El când se trezea dimineața, se uita termometru și spunea, astăzi 25 de grade Celsius, echivalent în scara nu știu care, și așa mai departe. Deci era foarte atent la detalii. Dar nimeni, vă spun că am analizat cu oarecare seriozitate, nimeni nu a făcut ca Grigore Tepopa. Și atunci am tras concluzia că înaintea lui n-a mai fost nimeni de așa manieră, iar după el, el este primul care devine un model. Nu are un model înainte, dar devine el însuși un model de însemnare, de jurnal de tipul acesta. În al doilea rând, cu cine s-ar putea asemăna el din cultura noastră? Înainte de a fi un om care scrie ceva într-un jurnal, a fost un călător. Ca să scrie despre New York, a fost nevoit să ajungă la New York. La New York a plecat de la Paris. Ca să ajungă la Paris, a fost nevoit să ajungă la Paris de la București. A văzut drumul acesta până la Paris, apoi a mers cu vaporul până la New York. Noi avem în istoria noastră câțiva călători de renume. Și mi-au venit astăzi în minte. E vorba de Spătarul Miller, un mare, mare călător și un mare diplomat. Și dacă veți citi jurnalul lui despre China, însemnări despre China, o să vedeți că înainte, cu 200 ceva de ani, înaintea lui Grigore Tepopa, stilul acesta s-a repetat. Deci cu atâta atenție nota acest Spătarul Miller cu detaliile, încât te-ai întreba și acum de ce a făcut lucrul acesta. Însă, după vreo 200 și ceva de ani, a ieșit la iveală că altul era motivul. El era trimis de împăratul Rusiei și avea o misiune foarte importantă. Nu știu dacă ați aflat-o, era vorba de o misiune științifică care se numea așa, teoretic, să zic așa, cu titlul de proiect. Unde se termină Europa și unde începe Asia? Acesta era proiectul lui Vasile Ilescu Spătar. Iar exact. Iar proiectul adevărat sau proiectul concret economic era acesta. Împăratul este așa, mergi și află până unde durează să ține Rusia, ca de acolo să punem vamă să luăm impozit. Celor care erau la graniță. Deci cam asta era misiunea. Din această pricină, Milescu Spătarul a avut un stil foarte, foarte atent. Deci nota până și ce tip de păsărele erau în copac, pe unde a trecut, câți oameni erau, cum se îmbrăcau, tot, absolut. Avem iarăși în cultura noastră un exemplu care m-a uimit astăzi. Poate ați auzit de Dan Dumitru. Este primul globetrotter român care, la începutul secolului 20, a făcut înconjurul lumii fără nimic, pe jos, pur și simplu. A făcut călătorii de 100 de mii de kilometri. Și este primul român care a intrat în cartea recordurilor pentru că a făcut acest tur al Pământului. În acest tur, puteți nota, a rupt vreo 294 de opinci, perechi de opinci și vreo 20-30 de costume naționale, pentru că el mergea numai în costume naționale. Dar nu poate descrie nimeni ce a văzut acest om și câte ar putut povesti dacă cineva ar fi putut să spună așa ceva pe lui. În fine, ajungem în anii 20-25. Suntem într-o Românie care iese din primul război mondial. Știți că au fost câteva etape până în 1919 a fost, mă rog, războiul. Urmează până în anii 22, perioada de reconstrucție în România. Și din această pricină, în anii 25, când pleacă Grigore Tepopa, România este într-o situație oarecum stabilă, bună. Și mai e un lucru. De ce nu avem noi o tradiție a călătorilor și a povestiilor de genul ăsta? Pentru că am avut multă vreme stăpânire străină. Turcii, spre exemplu, nu dădeau voie românilor să iasă din țară. Era un program sistematic de închidere a granițelor. Abia după războiul de independență s-au mai eliberat un pic condiții, s-au dezghețat un pic românii și au plecat la studii, au început să facă călătorii, apare celebru Grigore Racoviță, naturalistul nostru care merge în țări străine. Acum aș dori să revin la carte. Această carte nu doar că merită citită, bine a spus domnul Teodor Paleologu, merită citită. Eu vă spun că merită recitită. Și astăzi m-am aflat în această situație de a o reciti, dar surpriză. De data trecută până acum a apărut a doua ediție. Și ce era să fac? Să citesc prima ediție sau să aștept să văd a doua ediție revizuită și așa mai departe, ca să o citesc, mă rog, pe ultima. Rețin din cartea pe care am citit-o eu, sper că nu sunt mari diferențe față de prima, de ediția a doua, câteva lucruri pe care doresc să le spun în încheiere.
a publicat cele mai multe texte din această carte, vă rog să rețineți, într-un ziar care se numea Dimineața. Aceste texte sunt scrise în anii 25-26 și publicate în anul 26, 1926. De ce în ziarul Dimineața? O foarte bună întrebare. Un prim răspuns, pentru că acolo era director un domn care se numea Constantin Miller și care era din Iași. Erau prieteni, erau cunoscuți. Un al doilea răspuns, pentru că acest ziar avea o practică foarte interesantă pentru vremea aceea. Avea corespondențe din toată lumea. Deci imaginați-vă în anii 25 un ziar care avea corespondențe în Est și în Vest, care durea să fie un fel de vis al tuturor gazetarilor. El spune, acest Constantin Miller, că ziarul lui ar trebui să fie în mâinile tuturor românilor din toată țara, de dimineață până seara. Un fel de vis american al României. Așa, la gazetăria românească. Așa și imaginau ei acest ziar și din această pricină cred că Grigore Tăpopa a dorit să publice aceste articole foarte interesante despre America în acest ziar. Dar lucru inedit, el este unul dintre cei din tâi români plecați în America care scrie despre America. Noi avem mai mulți români la început de secolul 20 din Transilvania care au plecat la muncă. Știți că la un moment dat, la începutul secolului 20, italienii în special și românii și mulți polonezi au mers în America. Se creează o diasporă mare acolo în America. Dar dintre români, mulți nu erau intelectuali, erau muncitori țărani care au mers să-și câștige existența acolo. Eu cred că Grigore Tăpopa este unul dintre primii intelectuali care, venind din America, aduce ceea ce se cheamă o interpretare a Americii. Și cu asta mă apropii de sfârșit. De ce credeți că el spune în această carte că aceste pagini sunt însemnări? Ce înseamnă a însemna? Primul gând care mi-a venit înseamnă că a pune ceva pe hârtie, a însemna. Ulterior, în anii 36, a înființat Însemnări Eșene la Iași. Dar a însemna nu înseamnă a pune ceva pe hârtie. Înseamnă a marca ceva, a delimita ceva sau chiar a explica ceva. Deci miza lui a fost să explice un tip de societate, care era societatea americană, să le explice românilor care nu aveau niciodată șansa să ajungă în America. De aceea, acest text este pentru un hermeneut, dacă vreți, un model de text cu metatext inclus. Ce înseamnă aceasta? El făcea niște însemnări cu foarte mare rigurozitate, cum am zis și cum spune aici în text. Dar ulterior revenea asupra acelor însemnări și le comenta, iar acest metatext, comentariu cu însemnări, era ceea ce apărea în presă. Deci ce nu știm noi este un lucru foarte interesant. Ce simțea el ca om în toate stările pe care le avea acolo? Pentru că, cum am zis, atât de mult efort de exteriorizare era din partea lui, încât nu spune nicăieri ce trăia în interiorul lui. Lucru care m-a șocat. Deci dacă e ceva în cartea asta care m-a șocat, e că nicăieri nu spune ce a trăit el acolo în America. Și acum să-l întreb pe aici, dacă există... Bun. Deci în prima parte nu avem, dar în scrisori apar niște nuanțe. Ok. Deci dacă am rupt pe textul de aceste scrisori în care încearcă să explice ce stări emoționale are, am rămâne fără răspuns. Dar dacă adăugăm aici scrisorile, avem totuși un răspuns. Scrisorile sunt în partea finală a cărții. Ok. Bine. În final, doresc să vă spun că în această carte sunt câteva articole foarte dificile. Articole dificile pentru că, deși sunt scrise în anul 1925, ele se referă la 2025. S-ar putea să fiți uimiți când o să vedeți despre ce e vorba, despre ce previziuni face Grigore Tăpopa, fiind în America în 1925 și cum a văzut o evoluție a Europei și a lumii până în anii noștri și dincolo. De aceea, textul e dificil, nu e terminat, e un text deschis, s-ar putea să se întâmple așa. Mă refer la textele despre Uniunea Europeană, despre istoria globală, cea mai departe, merită citite și mă opresc aici. Mulțumesc. Da, e vorba în partea finală a cărții. Am reprodus scrisorile pe care le-a primit Grigore Tăpopa de la Vintilă Ciocâlteu.
Deci, în carte, înspre final, avem o corespondență între Grigore de Popa și Vintilă Ciocârteu. Vintilă Ciocârteu este un alt martir al medicinei românești, care se stingea în Senatul Facultății de Medicină, când noua conducere a statului român considera că o anume catedră din Facultatea de Medicină din București trebuie desființată și dată cuiva, unui personaj venit de la Iași pe filieră sovietică, Simeon Oeliu, nume schimbat, provenit din, înțelegeți, din altă zonă a spațiului nu românesc, care a devenit prigonitor al universitarilor, prieten cu Grigore de Popa și fost mare colaborator al unui profesor din Statele Unite, Folin Ciocârteu, cu care profesorul Ciocârteu a descoperit și a făcut foarte multe cercetări importante în biochimia mondială. Acest profesor Vintilă Ciocârteu a fost solicitat de a rămâne în Statele Unite și el a venit în România pentru a reforma biochimia românească. Și acest personaj, Simeon Oeliu, dat fiind că râvnea la catedra profesorului Ciocârteu, a solicitat profesorului Popa, care era decan al Facultății de Medicină de București, împărțirea în două. Verticalitatea despre care vorbeam la început, l-a făcut pe profesorul Popa să-l refuze. Și ce s-a întâmplat? Fiind în conducerea statului de atunci, profesorul Oeliu, a chemat pe profesorul Vintilă Ciocârteu cu toată catedra, la el la birou, și când s-a discutat în Senatul Facultății de Medicină, condus de Grigore de Popa, și în care s-a discutat această desființare, a luat cuvântul profesorul Ciocârteu și după ce a luat cuvântul, apărând poziția sa sau exprimându-și nedumerirea de ce se întâmplă desființarea și îndepărtarea sa de la catedră, după discursul pe care l-a avut profesorul Ciocârteu, a făcut accident vascular și a murit în timpul ședinței Facultății de Medicină. Ei, și astăzi, de asta spun, sunt foarte mulți din profesori care, sau din studenți, sau care încă nu cunosc adevărul cu privire la trecut. De asta, ce spuneam că se află la finalul cărții, corespondența între doi tineri, Olteanu Vintilă Ciocârteu, puțin mai lejer în exprimare, o să vă amuzați de unele expresii, acum depășind și intrând din nou în sfera comicului, dați-vă seama că erau doi tineri la 30 și ceva de ani, care plecau un an de zile departe de soții. Și îi dă niște sfaturi cum ar trebui să procedeze Grigore de Popa în singurătate. Și la un moment dat, el îi spune Vintilă Ciocârteu să se dea în familiile americane. Și pomenește în textele scrisorilor Ciocârteu următorul fapt, că la un moment dat stătea în gazdă la o doamnă americană. Ei nu știau limba engleză când au plecat în Statele Unite și a încercat să-i spună doamnei care vrea să facă o baie. Și a sunat în limba engleză care vrea să facă o baie cu doamna. Din păcate, nu am reușit să identific corespondența primită de Grigore de Popa, trimisă de Grigore de Popa profesorului Ciocârteu. În această carte există două scrisori de la George Emil Palade, scrisori esențiale, în care premiantul Nobel, și cum mi-a spus foarte interesant Daniel, o găselniță foarte bună, nașul singurului premiu Nobel primit de o română a fost Grigore de Popa. Dacă Grigore de Popa, și o să vedeți din această carte, nu spunea tânărului George Emil Palade, pe care el l-a recomandat să facă studii în Statele Unite, să rămână acolo,
De ce? Auzise tânărul Palade că sunt tulburări în România. Că sunt profesori care vizează catedra sa. Dorea să se întoarcă în România să-l ajute pe Grigore de Popa. I-a dat îndemnul de a rămâne în Statele Unite, de a continua cercetarea. Și spuneam că i-a dat scrisori de recomandare cu un mare profesor american, lui Palade. Dacă nu ar fi fost aceste recomandări ale profesorului Popa de a rămâne Palade, poate nu am fi avut și cu siguranță nu am fi avut un premiu Nobel. Mai este o scrisoare către profesorul Cede Zeletin, traducătorul și președintele de onoarea Societății Vecilor Scriitori și Publiciști din România, de la George Emil Palade, în care menționează, după mulți ani, sprijinul esențial pe care l-a avut din partea profesorului Popa, Palade. Dar dacă tot amintea aici domnul paleologul de acea parte de text cu privire la vasluieni și pasiunea lor către alcool, Grigore de Popa, pentru cei care nu știți sau nu ați văzut pe manșetele cărții, s-a născut în anul 1892 în Șurănești, județul Vaslui. Și amintea Daniel de Racoviță, e în zona aceea Moldovei, cum spune profesorul Zeletin, un spațiu, un triunghi, prin care au pornit 5 sau 6 academicieni. E ceva în zona aceea impregnată de alcool. Și o să vă citesc textul acesta. Într-o zi de sărbătoare, în preajma Paștilor, am fost într-un sat din județul Vaslui. Sat reputat ca fruntaș, așezat pe linia ferată. N-am găsit un singur om treaz. Numai copiii și fetele erau normali. Crâșma gemea de lume și cu toții erau într-o stare pură animalică. Fiecare individ își făcea o glorie să fi cinstit cel puțin 3 litri de vin, un vin mai prost și mai primejdios ca cel socotit de americani ca toxic când e vândut pe ascuns. Nu te puteai înțelege cu un om măcar într-o frază de 4 cuvinte. Ochii injectați și lăcrămoși, nasuri murdare și fețe nespălate. Oameni pletoși, pelaițe, semi-stupiți, pe care nu trebuia să-i atingi de teamă că să nu cadă jos. Alții, arțăgoși în perioada de excitație etilică, înșirau vorbe ca într-un ospiciu. Zgomot, lăbărțare, lipsă de șir, necurățenie totală și asta o zi întreagă. A doua zi, firește, organismul era incapabil de o muncă serioasă. E cam greu de prezentat prin vorbe o stare complicată și mulți ar crede că scriu într-o problemă ca asta cum scriu noveliștii. Să dăm un sfat mai bine. Oricare din cei care se preocupă de stările noastre sociale ar trebui să viziteze un sat românesc pe vreme de sărbătoare și să viziteze inopinat. Pentru mine, foarte clar, mai ales după comparația cu stările sociale din America, continuă ruinarea populației noastre rurale prin alcool, ruinare bănească, dar mai ales ruinare fiziologică. Cred că una din plăgile cele mai mari și una din cauzele inferiorității poporului nostru, în concurență cu celelalte, este și alcoolismul. Știu că e imposibil să se introducă la noi, pe tema asta am putea avea o revoluție, totuși aș dori și pentru țara noastră o prohibire a alcoolului. Nu știu dacă e adevărat, dar fiica profesorului Grigore de Popa, într-o discuție pe care am avut-o în anul 2006, îmi spunea că profesorul nici jumate de bere nu bea. Nu consuma, cei din familie pot confirma sau infirma asta, dar asta mi-a spus doamna Marina Dalvo. Apropo de american, e un text aici, Nomura Harrison și cu mine, foarte interesant, din care citesc un mic fragment legat, se vorbește foarte mult de activism, mașinism,
munca americanilor și poate nu-i nepotrivit, dar chiar potrivit într-un oraș în care toată lumea e într-o agitație continuă, ca Bucureștiul, și spune americanul tânărului, moldoveanului, ajuns la New York. Noi, americanii, nu înțelegem viața fără muncă. Din două una. Ori stai la spital, ori la birou. Cine nu are treabă de făcut, a intrat în descompunere și poate să-l mănânce viermi la breakfast. Ascultă-mă pe mine, orientalul ei, spunea lui Grigore Tepov. Dacă vrei să-ți placă viața, nu lăsa aerul din prejurul tău să stea. Nu trece mult și pute. Mulțumesc. Am aici, în acest plic, Daniel a vorbit de Ziarul Dimineața. Am, și puteți vedea, nu știu cine le-a decupat, poate Grigore Tepopa, fragmente din Ziarul Dimineața, în care sunt articolele lui Grigore Tepopa, dar mai mult și mult mai interesant. Și o să vreau să vedeți. Astea sunt însemnările lui Grigore Tepopa din Statele Unite. Textul este la Chicago, Libertate și Democrația în Statele Unite. Astea sunt texte scrise de el, originale, din, care, pe care le-am reprodus în această carte. Și în plicul acesta am o parte din textele lui Grigore Tepopa. El le-a adunat cu gândul și le-a numit însemnări, cum remarca și Daniel Masinu, cu gândul de a face un jurnal. N-am mai apucat, din păcate, cum n-am mai apucat nici alte opere, alte texte să le publice. Am văzut lumina tiparului și vreau să subliniez și la editura Filos va apărea poate la început anului viitor, o carte pe care o recomand și vor fi texte despre educație. Onisip Orghibu, marele profesor, când a citit în revista, în diversele reviste, textele pe care Grigore Tepopa le scria despre educație și a scris sute de texte, unul dintre profesorii ieșeni, Constantin Cucoș, de la Facultatea de Psihologie și Științele Educației, citind aceste texte despre educație, l-a considerat unul dintre cei mai mari pedagogi ai României, pe un om de știință, un anatomist, un medic, Grigore Tepopa. Și foarte multe din textele sale sunt nu ar fi departe de cele, de realitățile zilei de astăzi. Cei care acum, și m-am amuzat citind cărțile editurii Publica, Seth Godin și compania, vorbind despre noua revoluție în învățământ, principiile pe care el le vede despre privind creativitatea, inovația în învățământ, le-am văzut în textele semnate în anii 30 până în anii 45 de Grigore Tepopa. Și de asta țin să publicăm la editura Filos acest volum esențial de cărți despre educație. Alt volum de care poate v-am spus este cel privind jurnalul, documentele din Arhiva Securității. Și mulți dintre profesorii pe care noi avem în cărțile de istoria medicinei ca mari profesori și de care mulți vorbesc cu în termeni laudativi, iertați-mi expresia neacademică, nu s-a simțit bine, mă refer la posteritate, descoperindu-și latura de informator ai securității, și o să menționez aici pe mare profesor, mare profesor din ghilimele, din perspectiva moralității, academician Petre Vancea, și oftalmolog, cu gusturi în Iași, cu recunoaștere
în istoria medicinei românești, fugărit sau cumva nu alungat, dar îndepărtat datorită unor chestiuni neacademice de Tecuceanu, fondator al oftalmologiei clujene, Dimitrie Mihail, tânărul Petre Vancea se refugia, ghilimele, la Iași, cu fratele său, în anii 40 și dorea să ajungă șeful unei catedre de oftalmologie la o facultate de medicină din Iași. Ghinionul său era decan Grigore Tepopa, care nu se abătea și nu făcea niciun fel de compromis și a vrut să candideze la un post de profesor. A mers la Grigore Tepopa și a spus, nu aveți dosarul științific și realizări, dar puteți să vă scrieți la concurs. Mai concurau alții medici la acea vreme. Ce s-a întâmplat? Deci era anul 42, când situația României, problemele evreiești, Ion Antonescu, tot felul de chestiuni ciudate ale vremii, au făcut ca profesorul, doctorul Petre Vancea, să-și găsească un aliat într-un inamic cunoscut al lui Grigore Tepopa, alt omagiat etern de facultatea noastră de la Iași, Vasile Rășcanu, țărănist, comunist, academician fără operă, ajuns academician fără operă, s-a coalizat Vancea cu Rășcanu. Rășcanu avea o antipatie față de Popa, pentru că Popa îl critica pentru ambulantismul său. Grigore Tepopa era profesor de anatomie și profesor și atât, iar Rășcanu și alții făceau politică, își lăsau studenții fără cursuri, le țineau asistenții și când se întorceau de la București, făceau chiolhane pe corurile Facultății de Medicină din Iași și asta le lita pe Grigore Tepopa. În momentul când a fost și epitrop al Epitropiei Sfântul Spiridon din Iași, a devalizat Epitropia, după ce a venit Grigore Tepopa, a făcut ordine și a solicitat inclusiv regelui Carol al II-lea rezolvarea problemei și aceste lucruri le iritau pe Rășcan. Atât i-a trebuit doar întâlnirea cu acest Vancea care dorea să ajungă profesor la Facultatea de Medicină din Iași și a profitat de următorul fapt. De perioada aceea, 1942, de faptul că Grigore Tepopa în casa sa găzduia niște întâlniri cu prietenii săi și în documentele pe care le am de la chestura de poliție din Iași, informat de s-a dus profesorul Vancea și fratele său, viitorul Ștefan Vancea, profesor la Facultatea de Biologie, Geologie din Iași, și-a dat informații la chestura de poliție că Grigore Tepopa este mason, că se întâlnește în casă cu evrei, că are tot felul de întâlniri de taină care conspiră și pot cumva destructura stabilitatea statului național. Și pentru curioși, vă recomand să citiți, și am citit și eu în studenție cum Daniel se întâlnea cu domnul Paleolog, eu citeam cartea lui Vancea din Nou Lumină, carte de istoria medicinei, mincinoasă am văzut după aceea din scrierile, din documente. De ce? Și-a depus dosarul acest Vancea, dar în același timp depunea și făcea și turnătorii la chestura de poliție. Iar în momentul în care în facultatea de medicină avea loc ședința Senatului care discuta problema respectivului post de oftalmologie, ce credeți? Poliția descindea la locuința lui Grigore Tepopa, care era la ședința Facultății de Medicină, în ideea de a găsi acele documente compromițătoare cu evrei, cu masoni, cu și să fie cumva arestat din timpul ședinței. Documentele de la chestură, pe care v-am spus, le-am în original,
demonstrează așa, procesul verbal semnat de un ofițer de poliție la domiciliul profesorului Grigore de Popa. Era Grigore Popa, Florica Popa, nu am găsit documente care să atenteze la siguranța statului, sunt cărți de filozofie, cărți de limbi străine, etc., etc. Dacă ne ducem să studiem jurnalul profesorului acesta ajuns academician Vancea, vedem că toată lumea, mai puțin doi, au votat pentru el și n-a ajuns profesor, deci coaliția Grete Popa împotriva sa, dar mergând la arhivele statului din Iași, era invers. Toată lumea a votat împotriva sa de a deveni profesor universitar la Iași. Vancea, nu, Rășcanul acesta, prieten, a votat pentru, cineva s-a ținut. Profesorul Ostin Mungiu, tatăl al liniei și al lui Cristi Mungiu, care cu care am discutat la un moment dat, mi-a spus, dat fiind că tatăl său a fost laborantul lui Grigore de Popa și este cel care l-a salvat de legionar când era fugărit, mi-a spus la un moment dat așa, dat fiind că i-am arătat documentele legate de această ședință, cum a ajuns profesorul Vancea profesor, Grigore de Popa plecase la București, era profesor de anatomie aici, și s-a organizat o nouă ședință. Unui profesor care îi plăceau banii, i-au găsit un caz la Târgu Frumos, gras, să-l opereze. Profesorului Chipaiel, căruia îi plăceau blondele, i-au găsit o blondă și s-a ocupat, și-a ocupat timpul discutând cu acea blondă în timpul ședinței de senat, deci n-a fost. Și au mai fost profesori cărora li s-au găsit ocupație și motivație de a lipsi de la această ședință și el a fost ajuns profesor, a ajuns academician, nu știu și n-am căderea de a comenta opera lui lui Vancea de oftalmologie, dar consider că vorbind de igienă, vorbea Teodor Paleologu de igienă, consider că trebuie unele lucruri spuse. Așa cum ne permitem să spunem de Alexandru Ioan Cuza că era în nu știu ce tipuri de relații cu anumite doamne, cum ne permitem de Regina Maria să spunem că a avut în paralel alte relații, consider că trebuie să spunem adevărul și despre unele personalități, în ghilimele, medicale, care au fie au colaborat, fie au făcut unele de servicii și prefer să admir personalități ca Grigore de Popa pentru necolaborare, decât să scuz colaborarea sau pactul pe care l-au făcut alții. Dar concluzia și ideea este că, cum v-a spus și Daniel, să parcurgeți aceste texte, veți înțelege societatea americană și la o precedentă lansare vorbeam cu domnul Vadim Cujun, un alt autor filos, că care citise cartea în vacanță și ne-a sunat și a spus că noi am stat în locurile când a fost Grigore de Popa și sunt lucruri neschimbate de atunci. Adică puteți vedea o America în anumite privințe identică cu America lui Grigore de Popa din anii 25, găsiți texte despre cei din spațiul medical, despre chirurgia și medicina și modul în care se făcea educația în învățământul american. Foarte importante sunt textele despre universitatea, despre campusurile universitare, despre modul cum gândesc ei conceptul acesta de universitate și faptul că el vorbește aici de mulți universitari americani, premiați Nobel, care erau pantaloni scurți, care erau degajați, discutau lejer cu ceilalți care erau într-o poziție, să spunem, de rezidenți. Și menționez în final cum a învățat Grigore de Popa engleza în Statele Unite. S-a dus la profesorul Lirin,
care era mare embriolog, mare personalitate, și a învățat-o prin desene. Desena, îi răspundea, făcea tot felul de demonstrații și multe din în textele, din trunele, din însemnările din acestei cărți, Grigore Popa spunea, am fost la o lecție și n-am înțeles nimic ce vorbea lui acolo. Dar ușor, ușor, a învățat, pentru că e vorba de imersia în mediul acela, imersia într-un mediu dă mai ușor capacitatea de a învăța un lucru și în special o limbă, și a ajuns, și multe din caietele pe care le am de la fiul regretatului său, fiul Grigore Popa, sunt texte scrise în germană, în engleză, în franceză, pentru că studenții pe vremea lui Grigore Popa învățau din tratate. Acum îi spunem că este foarte greu de a învăța anatomie sau medicină, dar atunci lumea a învățat din tratatele mondiale în mai multe limbi. El făcea cu studenții întâlniri și din caietele sale am văzut că nu numai medicină, se făcea filozofia medicinii, se făcea antropologie. Dacă noi, când eram studenți și văd aici medici, ne plângeam de multitudinea orelor de la anatomie, ei atunci se făceau multe ore pe zi și sâmbătă se făcea anatomie. Închei mulțumindu-vă și mulțumindu-l în lipsă domnului paleologului Daniel Mazilu din Tecuci. Lui Ionuștra Dafinescu din Mioveni și dumneavoastră tot din Tecuci, eu, da. Da. Și eu aș dori să vă mulțumesc pentru atenție și văd că exemplul lui Grigore de Popa inspiră la mult curaj astăzi, dar eu ieri am fost la tribunal, astăzi la Bastilia și nu știu unde voi mai ajunge mâine, dar că deschidem și subiecte așa delicate. Dorința este, ne cerem scuze dacă nu am abordat așa într-o manieră savantă această carte, dar n-am abordat-o pentru că ea însă și este foarte bine scrisă. O să descoperiți la lectură. M-am bucurat, am citit multe cărți scrise de Grigore de Popa. Poate că cu Licea suntem unii dintre cititorii de astăzi așa apropiați, fideli, serioși. M-a entuziasmat dintotdeauna acest scriitor și m-aș bucura dacă am găsit și alte însemnări, jurnale, care nu sunt acum, nu sunt publici. Dar voi să vorbești despre jurnale, ai simțit că e al doilea jurnal? Da,